Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre Noi. Astăzi m-am gândit că voi discuta o temă care m-a impresionat reacția mea, la care m-am gândit foarte mult în momentul în care am deschis sertarul de acasă și am văzut foarte multe medicamente care deja ar fi trebuit fi aruncate la gunoi. Dar mi-am dat seama că nu le pot arunca la gunoi și atunci mi-am pus întrebarea unde pot să duc aceste medicamente. Și încă ceva, analizând această temă prin internet la colegii mei, am văzut că au mai abordat-o colegii mei de la alte posturi de televiziune. Deci este o temă destul de sensibilă care, din păcate, nu este luată la evidență de instituțiile de stat și mi-am propus să invit astăzi în studio oameni din diverse domenii ca să discutăm despre faptul de ce reciclarea medicamentelor în rândul populației nu are un mecanism special și ce se întâmplă cu acestea fiind aruncate simplu la gunoi. Bună seara, dragi și stimați invitați! Haideți să vă prezint ca să vadă și telespectatorii noștri cu cine discutăm astăzi la tema reciclarea medicamentelor, vis sau realitate în Republica Moldova, dacă ajungem sau nu să fim și noi ca în țările civilizate să ducem medicamentele la farmacii. Dinar Cojocaru, consilier PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți să discutăm. Bună seara! Ion Arteni, director adjunct Spitalul Municipal, Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. Bună seara! Bună seara! Și Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți. De asemenea. Așa cum vă spuneam, stăteam într-o seară cu punga în mână și nu știam ce să fac cu aceste medicamente. Bine, pregătindu-mă de emisiune, o doamnă de la Inspectoratul Ecologic de Stat mi-a zis: dar eu nu am medicamente în casă expirate. Și atunci mi-am pus întrebarea de ce eu le am, dumneavoastră a zis că nu le are, dar sunt sigură că mai multă lume în Moldova, în Republica Moldova, s-au confruntat cu așa problemă pentru că au ajuns ca unele medicamente din farmacia improvizată de acasă să fie expirate și să-și pună întrebarea ce să facă cu ele. Și sunt sigură că fiecare al cincilea, de exemplu, om recurge la cea mai simplă metodă, ia și le aruncă în coșul de gunoi și ele ajung după aceea în sol și în sol nu se știe ce se întâmplă cu ele. Și din ce cauză, 27 de ani de când suntem noi țară independentă, mecanismul acesta nu a fost pus în discuție, nimeni nu a alertat opinia publică, nimeni nu s-a autosesizat și noi, poate, în unele situații, am să vorbesc cu domnul Arteni la acest capitol, unele boli sau unele maladii sunt generate de aceea elemenți chimici, toxici, care ajung după aceea în apă, pentru că natura are regulile sale și legile sale și ea nu ne întreabă. Am aruncat noi în pământ sau nu am aruncat un medicament? Haideți să vorbesc cu domnul Prohnițchi acum la început și să vă întreb. Da. Ecologiștii, ce fac, ce au făcut până acum și dacă au careva date, pentru că eu am sunat, vă zic, o săptămână m-am pregătit de această emisiune și o săptămână am tot telefonat la toate catedrele de chimie, biologie, agricultură, la instituții de stat, Universitatea Agrară, Universitatea Politehnică, la Academiei de Științe. Toată lumea zice că nu există așa date, așa dovezi. De ce până acum nimeni din ecologiști și toți ziceau ecologiștii? Dumneavoastră ați alertat vreodată vreo instituție? Ați făcut niște analize? Fără doar și poate, și aș vrea să menționez că Republica Moldova are o legislație de mediu destul de bună. Și însă mai rău stăm la capitolul implementarea legislației și din ce considerente. Da, ce înseamnă destul de bună? Și din ce perioadă? Ca prevedere, din 93. Din 93, anul 1993. Și ce se spune acolo? Ce facem cu medicamentele? Toate prevederile, inclusiv și medicamentele. Dacă vorbim, dumneavoastră a spus subiectul reciclare. Da. În Republica Moldova nu există reciclare. Sunt numai așa, la stadiu, prim stadiu de reciclare a orice deșeuri. La noi nu există. La noi există depozitare și intoxicare. Mai mult nu e nimic. Ce n-am luat? Și nu suntem în pragul unei catastrofe ecologice în momentul în care la noi s-a schimbat un șef de primărie și a fost scandal la primărie referitor la gunoi ăștia. Ce acum totul e liniște, gata deja, acolo e frumos. Nu, acolo e pericol și pericolul o să fie și de lungă durată și o să fie și consecințe. Și de ce? Pentru că noi nu suntem auziți. O mare parte, inclusiv și a politicienilor, ei nu cunosc lucruri elementare. Ce înseamnă protecția mediului? Ce înseamnă să fie o
Domnul Prohnițchi, eu din experiența mea de jurnalist știu că Republica Moldova de prin 2000 este membru a multor organizații internaționale de mediu și care chiar și am fost și președinția unor organizații de așa gen și care am primit granturi, am primit bani pentru ca să protejăm mediul. Foarte corect. Și avem și Fondul Ecologic Național. Așa. Și prevederile legislației sunt în legislație strict prevăzut. Ce e de făcut cu aceleași baterii, cu plasticul, cu tot ce e nociv, da? Uh-huh. Însă banii se acumulează, se cheltuiesc, nimeni cam nu cunoaște unde, pentru apă noi la ziua de astăzi nu avem în sate, trebuie să spunem. Din 2015 avem datele și 2016, 75% din izvoarele și fântânile noastre sunt strict interzise de a fi utilizate. Corect, înseamnă că apa, dar este un studiu, înseamnă că apa este infestată de nu știu ce. Implicit trebuie să fie și de medicamentele acestea aruncate. Corect, eu vă zic că noțiunea de reciclare în Republica Moldova e la nivel de noțiune. Nu se implementează, bine, nu se reciclează deșeurile. Bine, și ați cerut, mergeți în exterior. Desigur. De exemplu, noi astăzi, pentru stimații noștri telespectatori, am pregătit și niște imagini video a colegilor noștri jurnaliști din alte țări care au filmat ce se întâmplă în alte țări. Omul este obligat să-și ducă punga aceasta care eu mi-am adunat-o, să o ducă la farmacie și farmacia ți-o primește și le depozitează și le reciclează într-un mod ca ele să inofensiv, ca să nu dăuneze mediul. Corect. La noi farmaciile nu primesc medicamentele și dacă sunt și la dânsi depistate, ori să ajungi la situația că a expirat termenul, e catastrofă. Ei tot le aruncă pe unde nimeresc. Farmaciile. Farmaciile. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, din prima sursă. Așa. Nu sunt de acord și am șargut. Eu am sunat la Asociația Farmaciștilor și mi-au zis că ei au o regulă destul de bine stabilită ce să facă cu medicamentele. Așa. Nu se știe cine și ce face. Dacă îi verifică cineva, domnul Dinariu, o să-mi spuneți. Păi corect. Eu de ce zic? Legislație, regulamente, ordine, noi avem destul de bune, hai să spunem așa. Ele nu se respectă, nu se îndeplinesc. Dar dumneavoastră, în calitate de președinte a unui, să zicem, partid, ați făcut vreo sesizare undeva? Ați scris vreo scrisoare undeva? Am adresat și la guvern și la parlament. Nu dorește nimeni să ne audă pe problemele de mediu și pe... Dar cum ajungem? Ajungem în momentul când ne îmbolnăvim toți critic de vreo boală generată de aceste... De ce zicem că protecția mediului nu are culoare de partid și afectează pe toți? Indiferent de ce credință, ce partid ești, pe tot îi afectează și ce post ocupi. Indiferent. Acum îl întreb pe domnul Arteni și revenim la dumneavoastră, domnul Cojocaru. Domnul Arteni, în spitale, ce se întâmplă cu medicamentele care expiră și dacă mecanismul lucrează bine? Pentru că am înțeles că la farmacii cât de cât el funcționează și este un control rigid. La spitale ce se întâmplă? Deci am vrea să încep cu aceea că pe parcursul ultimelor decenii numărul de produse medicamentoase a crescut evident. Vreau să dau meritul producerea acestor medicamente, fiindcă în baza medicamentelor s-au salvat și se salvează milioane de vieți. Deci este un lucru benefic și este foarte important. Dar totodată ne confruntăm și cu cealaltă parte a problemei, ceea ce noi astăzi discutăm, este vorba de acele produse medicamentoase care și-au expirat termenul sau ele undeva stau în sertarele pacienților și nu știm ce să facem. O să încep cu instituțiile medicale. Deci, la nivel de Ministerul Sănătății este emis ordin pe spital unde este reglementat foarte clar mecanismul de colectare, transmitere și nimicire inofensivă a medicamentelor. Deci, în cadrul instituțiilor medicale, inclusiv și instituția în care eu activez, preparatele medicamentoase care deja au expirat, sunt colectate și transmise ulterior Agenției Medicamentului, unde la nivelul agenției este un mecanism foarte clar cum ele se depozitează, mai departe, sub ce metodă ele se nimicesc inofensiv ca să nu dăuneze mediul înconjurător. Aceasta este. Dacă o să pun un accent, care este situația reală? Uh-huh. Dacă vorbim de instituția noastră, Spitalul Clinic Principal numărul 1, deci, în general, lucrurile astea nu se întâmplă, fiindcă până la urmă purtăm și o responsabilitate și nu suntem într-atâția de bogați ca să ne permitem ca medicamentele să fie stocate și să nu fie utilizate. Uh-huh. Practic, eu personal urmăresc, sunt într-o anumită măsură
sunt responsabil de acest lucru și noi nu avem. Da, au fost mai mulți ani în urmă o situație, dar le-am transmis Agenției Medicamentului. La mai mult, la moment și pe parcursul ultimilor, noi n-am înregistrat așa ceva. Și din spusele colegilor, tot nu am auzit lucruri la nivel de spitale. Nu e exclus că se întâmplă. Nu e exclus. Întrebarea mea este ce se întâmplă la nord, la sud și în satele problema cea mai mare, problema cea mai mare este în populație. Că astăzi deci, totuși la spital, la farmacii nu trebuie să ne îngrijorăm, lucrurile merg strună și nu avem nicio... Eu asta n-aș spune că merg strună, eu vorbesc mecanismul care este, vorbesc de instituția care e, în care eu activez, cel puțin este stabilit un mecanism prin care toți știu ce să facă. Dar ei sunt controlați, cine vă verifică? Deci noi ce ne autoevaluăm. Autoevaluăm. Dar avem și controle din exterior, în special Agenția Medicamentului, periodic, care vin și ne verifică la compartimentul corect. Cum se nimicesc ele? Aveți o... Deci ele nu se nimicesc în cadrul spitalului, ele se nimicesc la nivelul Agenției Medicamentului, unde este un mecanism, sunt specialiști. Deci noi nu suntem în drept să efectuăm aceste lucrări, să zicem așa, fiindcă noi nu suntem pur și simplu abilitați cu așa drepturi. Deci ele se colectează și se transmit centralizat la nivelul Agenției Medicamentului un organ cu drepturi, abilitate în această direcție. Și domnul, dumneavoastră a achitat și o sumă oarecare pentru nimicire. Pentru nimicirea acestor preparate medicamentoase suntem obligați să achităm cheltuielile. Da. Deci sunt anumite preț curante și noi achităm cheltuielile pentru așa servicii. Domnul Cojucaru, am văzut că ați zâmbit la tema, la subiectul că farmaciile și spitalele fac totul strună. Avem aici ceva lacune și sunt situații în care... Lacunile sunt destul de mari. Eu pot să dau argumente, dar deja dacă avem mișcare ecologistă și chiar partidul, reprezentant partidele, de la nimicirea chiar și acelor pansamente, acelor lucruri care biologic active până la aceleași medicamente, noi avem un șir de lacune. Un șir de instituții din municipiul Chișinău, de exemplu, dacă vorbim de cele pansamente, care tot sunt un pericol până în final ca rezultat a prelucrării, sunt un șir de instituții care sunt abilitate cu dispozitive speciale care le nimicesc, le autoclavează, iar ulterior cei ce rămâne și nu este deja ofensiv, se mărunte și se duce la gunoi, cum se spune că n-avem la capitolul dat lacune. Un șir de instituții nu le au, le aruncă la direct așa. Referitor totuși la... le aruncă direct în gunoi. Este așa, minus mare. Referitor la medicamente, când îmi spune mie că o instituție nu are probleme cu medicamentele, dar orice medic o să se râdă. Vă spun de ce e simplu. Cum noi, cu dumneavoastră, instituția medicală de cerere care are nevoie, de exemplu, 100 de ampule, de exemplu, vorbim toată în exemplu, hai să spunem, de un antibiotic, ori hai să fie un plenalgin simplu. Iar procurarea lui se face în luna august, pe când el este din luna ianuarie dat. Ce dumneavoastră din luna august până la anul nou o să-l utilizați, este spovești. Desigur că rămân în stocuri un șir de mult. Da, este problemă și vreau cu rușine față de administratorii celor instituții când se dau practic cu termen și se impun medicii ca să fie prescrise preparatele. Este capitolul dat. Referitor la ce s-a spus că Agenția Medicamentului prestează acest serviciu. Da, prestează acest serviciu, este prin hotărâre de guvern. Acest serviciu e impus și numai acest organ este abilitat de a-l face ca Agenție Medicament și în cadrul lor este direcție. Da, este prescurant, acolo el este în două tipuri, divizat după volum și după cutii. 20 de cutii, dacă nu mă înșel, între 200 și 200 și ceva de lei costă. Nimicirea lor neofensivă. Mecanismul, din păcate, eu nu-l cunosc, însă în Republica Moldova scindarea este interzisă. De ce? Eu gândesc că ele sunt nimicite, inactivate, mai bine zis, chimic, cred că așa aș gândi, iar hârtie ceilalte se reciclează, doar din așa mod poate fi. Când mi se spune mie că cel mai mare, în principiu, cel mai mare probleme cu treaba asta, cine o au? Asta o au depozitele farmaceutice care ele procură preparatul și el nu este până în final utilizat, realizat financiar, banul nu este luat. Aici ei recurg la niște metode mai simple. Ei vin cu donații către anumite instituții, de a-l da gratis acest preparat și deja instituția, în termenii care sunt, trebuie să-l dea.
Când ne spune că cineva, noi nu avem preparate care își facem auto-audit, nu vă spărați, asta este un mif, deoarece ulterior dumneavoastră financiar trebuie să arătați ca cheltuială treaba asta. Ca să o arătați ca cheltuială, ori trebuie să-l dați la nimicire, ori mă iertați, trebuie să-l utilizați. Dacă să-l utilizați, eu nu știu cum, într-un termen restrâns, puteți utiliza un preparat care are un termen de garanție, de exemplu, mai mică. Din păcate, dacă să facem un audit prin toate instituțiile, din păcate, ce am avea noi? Ce tablou spre rușinea noastră, noi am să găsim în depozite preparate care le s-au terminat termenul, mă ating, 7-8 ani de zile. Și da, stau deci, și nu sunt reciclate. Da, dar înțelegeți care e cel mai urât. Eu nu vreau să ajung la capitolul de reciclare. Da, e problemă reciclare. De mai mare problemă că la ziua X, când trebuie preparatul dat, el și de în depozit, dar medicul nu avea posibilitatea să-l prescrie la un pacient care a avut nevoie de el. Asta, deci generează, asta e mai dureros. Asta e o problemă care... după altă. Iar când vorbim că, da, să grămădesc volumele date, da, noi nu știm, eu personal nu știu la moment mecanism, dar știu că este legislație, că nu permite care să fie scindate preparatele și să consideri că scindarea duce la anihilarea tuturor posibilor reacții care ulterior să apară, deoarece el se inactivează. Însă, când noi ajungem că se depozitează undeva, și după cum noi știm, la noi nimeni, noi nu avem un organ de control care să verifice unde se depozitează el, în ce tip de ambalaj se depozitează și eu știu tot ce se depozitează, are o finalitate. Depozitul nu e de rădzână și nu se poate. Până final, noi să ne trezăm cu ele într-o margine de pădure sau la o gunoiște. Da, da, și iarăși intră în reacție cu somnul ce... da. Și noi avem o problemă, pentru că am vorbit despre Agenția Medicamentului, domnul Prohnițchi, și dispozitivelor medicale, vreau colegii să pună materialul, răspunsul a agenției, care... Da, îmi spune regia că încă este la montare. Atunci materialul video, ceea ce am întrebat noi pe străzile Chișinăului, ce fac chișinăuienii cu medicamentele. Spre deosebire de Franța, Germania, Italia și alte țări europene, unde legea îi obligă pe cetățeni să aducă medicamentele expirate la farmacii, Republica Moldova suferă de un handicap la acest capitol. În Republica Moldova nu există un cadru legal care să reglementeze ce trebuie să facă oamenii de rând cu medicamentele expirate. Acest fapt a fost confirmat de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Ce faceți cu medicamentele care expiră? Nu e corect, le arunc. Eu personal le arunc. Le aruncăm. Unde? Unde? În... în lădița cu gunoi. Și le arunci, dar ce faci? Da, unde le aruncați? Da, că nici la busăr, și gândiți că este special și vă... unde să le aruncați? Le arunc și pot să fac. Unde le aruncați? La gunoi. Da, credeți că este corect să aruncăm medicamentul la gunoi? Ce pot să facem cu el? Soluții le aruncăm, le... în unitas. Unitas, dar credeți că este corect să aruncăm? Probabil că nu e corect, trebuie să le depozităm la farmacii, dar nici nu știm dacă sunt la farmaciile noastre punct de colectare medicamentelor. Вибраса? Где? В мусорку. Это правильно? Ну, наверное, не каждое правильное. Что-то надо где-то уничтожать как-то, рассказывают, но пока что только так. Для рунка? Он урна. Есть процедура корректна? Nu știu, cred că nu. Ar trebui să fie puncte de reciclare medicamentelor la farmacii sau lângă farmacii? Nu, pentru medicamente ar trebui pentru îndeopște, pentru deșeuri, pentru toate deșeurile. Pentru peliculă, pentru plastic, pentru toate astea. Mă duc la copii psihotari și acolo văd și în magazin și la farmacii sunt tumbele astea unde se reciclează, începând chiar de la căpășele, de la sticlele de plastic, până la baterii, medicamente. Cine se face vinovat? Cred că tot guvernarea. Ministerul Zdravahranenie tot că tamă doșne băi pricesne. După expirarea terminului de valabilitate indicat pe ambalajul produsului medicamentului neutilizat localizat în întreprinderile farmaceutice, depozite sau instituții medicale, trebuie supus nimicirii inofensive. În Germania, Italia, Portugalia și Ungaria, preluarea medicamentelor expirate de la farmacii sau de la medicii de familie este obligatorie. Suntem afectați sau nu de impactul neglijenței totale la acest capitol? Este afectat solul de descompunere a medicamentelor și cine trebuie să se autosesizeze pentru a face lumină la tema dată? Ne dorim să aflăm până ajunge să avem victime umane.
Am revenit în studio. Domnul Dinare, ați vrut să completați ceva la acest reportaj și la tema care înainte de reportajul vă vorbeam. Deci, după cum știm, vrem noi, nu vrem, dar piața farmaceutică este practic una din cele mai mari piețe după piața petrolieră. Pot să dau și un șir de exemplu. Uitați-vă, municipiul Chișinău, la fiecare stație sunt două farmacii. Da, vrem, noi nu vrem, dacă de petrol folosește cel care are automobil, dacă zgriem de persoanele fizice, păi de medicamente, plecând noi la odihnă, plecând noi la țară, noi ne aprovizionăm cu un anumit bagaj de medicamente sezonier, de exemplu, febraclo, antigripale, poate chiar și un antibiotic, noi ne pregătim. Și până în final, vrem, noi nu vrem, noi le depozităm. Da, este o problemă în societate, și din reportajul dumneavoastră, nici nu știe că ele se reciclează. Știu, oamenii da. Gândesc că dacă au trecut termen de valabilitate, el este posibil că inofensiv pentru sol și îl aruncă. Dar unii biologi și chimiști care au discutat cu mine mi-au zis că aceste medicamente devin atât de toxice, intrând în reacții cu apa și solul și aerul, că noi nici nu ne dăm seama chimic ce înseamnă aceste substanțe pentru sănătatea noastră. Industria farmaceutică a trecut la preparatele sintetice. Deci sunt niște substanțe, niște compoziții chimici care sunt greu de dizolvat și foarte ușor intră în reacții cu niște componenți care noi îi găsim în normal, în sol. Ne mai vorbim de faptul că în marea majoritate ele sunt duse până în final la o gunoiște, unii gunoiște și găsim un șir de alți compuși chimici care până chimici. În final dacă avem niște reacții, reacție, da, reacții nu știm fenomenale. Ce apare. Domnul Arteni, vreau să vă întreb alt aspect care la fel, din păcate, este necontrolabil la noi, Republica Moldova, și vreau să vă spun despre ce e vorba. Vorbind cu o doamnă de la Inspecția de Ecologie, mi-a reproșat că nu toți oamenii au medicamente expirate în casă și ea dânsa nu are. De ce noi avem? Dar apariția acestor mini-farmacii în casa fiecăruia se datorează faptului că noi, mergând la un medic care ne place, ce nu ne place, ce ne-a prescris, ne ducem la al doilea medic. Asta este un fenomen. De ce să ne ascundem după degeți? Noi ajungem la 3-4 medici care pun diagnoze diferite și este o problemă deja și ne încărcăm acasă cu, la farmacie cu medicamente. Ajungi acasă, liniștit, te așezi pentru că ești bulversat și te doare capul de atâta informație care ai primit-o la 4 medici cu 4 diagnoze diferite și te așezi, citești prospectul când vezi că te sperii de el și îl pui acolo la tine în sertar să te ia medicamentul. Așa am ajuns noi să avem fiecare cetățean mini farmacii în casa noastră. De ce se întâmplă acest lucru? Eu, într-adevăr, vreau să abordez. Aici sunt două aspecte. Prima, ce am vorbit despre instituțiile medicale, depozitele farmaceutice și încă o dată vreau să accentuez. În cadrul instituțiilor medicale, cât de cât este o regulă, este un mecanism, știu unde să le ducă. Este o evidență, fiindcă azi nu poți ascunzi un medicament expirat, lei eliberat la o anumită perioadă, fiindcă se duce evidență strictă anumit când e eliberat medicamentul, un s-o dus și nu poate să fie eliberat. Fiindcă lucrul ăsta eu zi de zi verific, sunt în mediul acesta și văd ce se face. Eu nu spun că asta e tot ideal, cum ar fi într-o instituție, ca noastră sau alta, să nu o laud prea tare. Dar lucrurile, de fapt, pot fi în alte instituții neglijate sau lucrurile astea poate să întâmple. Dar cea mai mare problemă la ziua de astăzi este ce se întâmplă în populație. Exact. În populație este un număr mare de medicamente care le păstrează, după cum vorbit, în diferite sacoșe. Pacienții merg la specialiști, consultă și atât după aceasta, într-adevăr, vin cu aceste medicamente. Unele urmează conform schemei prescrise, alții urmează cu întrerupere, din momentul când s-a simțit mai bine, nu le mai urmează. Așa, aspectul acesta, aspect, că populația noastră nu este informată corect. Cum să urmezi un tratament? Nu este informată corect și uneori depinde de cultură, fiindcă chiar dacă este informat corect, mai departe nu primește medicamentul simțându-se bine, știți, ignorează indicațiile și continuarea tratamentului, ceea ce nu și este bine. Și tot se stochează aceste medicamente. Merge altă dată, merge la alt medic sau la același medic, chiar îi se prescrie, medicul gândind că el, pacientul le-a urmat și prescrie, dumnealui iar le cumulează. Astfel se formează o cantitate, nu știm cât este în societate, dar este, cred că, destul de mare. Și medicamentele astea, după cum am văzut de reportaj, ce se face cu ele? La un moment dat, considerând că ar fi vechi, dar mă închipă că populația nu se mai uită la termenul de valabilitate, le aruncă la gunoi, le aruncă în toaletă. Ca să vedem măcar că nici asta nu a fost, domnul Arteni, la noi analizat și nu s-a făcut un studiu. În Franța s-a făcut acest studiu anul trecut și 80% dintre francezi declară că
au colectat și au predat în farmacii medicamentele pe care nu le utilizează, iar cantitățile colectate au fost de circa 12.000 de tone, echivalentul la 181 de grame per locuitor. Vă dați seama? Aceasta este o cantitate destul de mare, necătând că în Franța sau alte țări, medicamentele sunt prescrise strict de medic și eliberat de farmacie, numai pe rețetă. La noi, lucrurile astea vă dați seama, la noi cred că sunt vreo 24 de tone. Business. Posibil. Dacă aș vorbi de țara vecină, România, undeva s-au înregistrat, poate nu este cifra reală, dar sunt 1500 de tone medicamente de la populație care au fost colectate. E o cifră probabil prealabilă. Nu e exclus și la noi. Țara este mai mică, dar sumele sau dacă ne referim la populație... Dacă ne referim la câte farmacie avem noi la metru pătrată la o închisină. Dar eu vorbesc, da, de persoană, atunci cantitatea cred că este destul de impunătoare. Și ce se face? Toate se aruncă în apă. Iată un studiu din America, unde este parcă lucrurile astea cât de cât pus la punct, s-a constatat în mai multe, vreo 30 râuri, râulețe au fost examinate, apa, unde s-a constatat în 80% conțin substanțe active a preparatelor medicamentoase. Deci acolo unde se respectă regula. Aici atunci îmi pare rău noi... de un singur lucru. Noi când o să ajungem să facem așa studii, numai bine am ajunge băcul să-l curățim, da, și posibil din mizerie ce. Deci, încă o dată dar vorbim că acele substanțe medicamentoase ajung în apă, în sol, unde noi le consumăm și aceasta este un efect toxic. Și unde toxic se gândesc asupra... instituțiile care trebuie să facă acest lucru? Domnul Popnițchi, la ce se gândesc? Eu iarăși când o să ajungem să ne îmbolnăvim de boli incurabile? Vreau să zic că legislația este destul de bună. Eu se respect. În ce? Fiecare importator la import plătește taxa de mediu. Și el s-a spălat pe mâini. Pe dânsul n-l interesează mai mult ci cu produsul lui ulterior. Celeași medicamente, baterii, lichide, tot ce dorești. Plastic, tot ce dorești. N-l interesează. De ce? Deci eu am achitat. Trebuie să ocupe Ministerul Mediului, ori Fondul Ecologic Național. Unii se adună acești bani. Așa. Deci banii, am înțeles de la începutul emisiunii, dumneavoastră a spus că sunt. Toate sunt instituțiile acestea au bani mulți. Doar trebuie un mecanism elaborat. Însă. Pentru populație. Însă, da. Fiți atenți. În legea 1347, cu privire la deșeurile de producere și menajere, este scris că responsabil de organizarea procesării a deșeurilor este guvernul, prin structurile sale până la primărie și Ministerul Sănătății. Și noi punem întrebarea, de ce cu medicamentele nu se ocupă? Păi asta e obligațiunea Ministerului Sănătății și el trebuie să gândească mecanisme și se propui ca să fie colectate. Politici pentru... Și politici, corect, da. Ca aceste, dacă vorbim de medicamente, ele trebuie să fie colectate în farmacii, trebuie să fie creată sistema respectivă. Așa. Ori la nivel de guvern se hotărăște că din... Fondul ecologic, care taxa de mediu se achită la import, da? La noi practic tot import, așa? Și uite, atâta îi revine sistemul, eu nu știu, cu Agenția Medicamentului pentru crearea rețelei respective. Și mai este o întrebare, așa, legislația. Legislația prevede ca agentul economic să fie autorizat. Ceea ce s-a vorbit și de medicamente și de seringi și de pansamente și organe toxice, am de bolnave care se eliminează de la om, ele se aruncă, unii se nimerește. Și nu totdeauna... Deci Institutul Oncologic sau Institutul de Fiziopulmonologie, că dumneavoastră spuneți de organe care sunt biologic active, de exemplu bacilul Koch, ei au locuri bine determinate, unii sunt izolate. Și eu aici n-am scad de acord cu dumneavoastră. Corect. Iar dacă vorbim la volumul, când dumneavoastră spuneți că e greu de făcut un studiu, dar foarte ușor de făcut un studiu, cât preparate în Moldovă, de ce? Sigur, câte au intrat? Vama nu știe cât preparate au intrat în țară? Tot. Nu știe cât e în depozit? Uitați-vă cât farmacii și tot normal. Alta e problema. Noi am luat și divizat medicamente în OTC și RX, RX preparatele care se dau cu recetă și OTC. OTC-ul, credeți-mă, nimeni și nu-și bate capul de ele, ci cu din se duc până în final. RX-ul încă se mai duce evidență pe recetă, dar tot el nu este noi atât vorbim de profundă. Și ne referim și la Chișinău, da? Dar ce se face în raioane? Cunoașteți oameni buni? Da, noi suntem din raioane. Nu, eu am vedere, în spitalele raionale, instituțiile medicale, acolo este un cuptor, unii se arde tot,
Și asta e nimicirea. Tot conform legislației se interzice incinerarea oricăror deșeuri în Republica Moldova. La noi în țară se interzice, dar țările din jurul nostru și-au permis lucrul dat și eu gândesc că dacă noi nu avem la moment o altă alternativă, cred că sunt alternative. Da, mecanismul nu există. Regia îmi spune că răspunsul Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale este gata. Deja vă rog frumos, vrem să urmărim ce a răspuns agenția la scrisoarea noastră și solicitarea de a chiar veni aici în platou, însă au trimis o scrisoare de răspuns doar. În urma solicitării a postului nostru de televiziune adresate de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale pentru a ne informa cum stau lucrurile față de problema reciclării medicamentelor în rândul populației, am primit următorul răspuns. Prin prezență la solicitarea dumneavoastră, vă informăm că în prezent legislația Republicii Moldova nu conține norme ce ar reglementa procesul de colectare la persoane fizice și nimicirea inofensivă a medicamentelor, inclusiv a celor cu termen de valabilitate expirat. În vederea înlăturării acestui vid legislativ, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a elaborat proiectul regulilor de bună practică în farmacie, care este în proces de examinare și avizare. În special, se propune ca în fiecare farmacie să fie asigurată colectarea medicamentelor cu termen de valabilitate expirat sau și deteriorate de la populație prin utilizarea tomberoanelor sigilate accesibile populației. Totodată în farmacie trebuie să prevadă un spațiu, zonă special amenajată pentru izolarea și păstrarea medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, inutilizabile cu deficiențe de calitate destinate distrugerii în modul stabilit. Proiectul mai prevede că farmacistul diriginte sau o altă persoană desemnată în cadrul întreprinderii farmaceutice trebuie să organizeze evidența și transportarea medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat, inutilizabile, destinate pentru distrugere inofensivă în adresa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru nimicirea inofensivă. Medicamentele inutilizabile vor fi distruse de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Da, acestea sunt informațiile care am primit de la Agenția Medicamentului și am ajuns la concluzia că în rândul populației un mecanism nu există. Și mă bucur faptul că Agenția Medicamentului a elaborat un proiect al regulilor de bună practică de farmacie care este în proces de examinare și avizare. Doar nu știu cât va dura acesta și când va fi implementat și câte luni încă va urma încă oamenii să arunce medicamentele la gunoi și dacă farmaciile vor putea face față la noi în Republica Moldova acestui mecanism și o persoană nouă apărută la ei în lista de personal va fi unde? Școlită? Ce se va întâmpla cu ei? Cum? Iată aici o întrebare, domnul Artenie. Da, eu am studiat cât de cât întrebarea aceasta. În special m-am axat pe problemele ce ține de țara vecină România, fiindcă suntem foarte aproape de toate momentele, cultura și mai departe. Și atât acolo se confruntă farmaciile cu mai multe probleme. Nouă ne-ar părea că este ușor. Ai spus, farmacia colectează. Însă și farmaciile, ce știi, da, din țara vecină spun, ei cer respectiv careva acte legislative prin care a reglementat toate momentele astea, fiindcă ei nu sunt un depozit de colectare acestor preparate. Sau în viziunea noastră ce ar însemna colectarea unor preparate. Deci acolo nu înseamnă că pacienții or să vină numai cu aspirină sau cu baralghină, dar o să vină cu preparate mult mai toxice, care ele or să afle în cinta farmaciei. Dar unde sunt farmaciile noastre? Și acolo sunt oameni. În stații de așteptare construite. Și acolo sunt oameni. Iar tot ceea ce va fi acolo, trebuie cineva să inspire cu asta. Poate să fie și substanțe nocive pentru cei din jur, din farmacie. Și atât aici trezește iarăși sumedenii probleme, ca să nu facem greșeală, erori. Deci, foarte bine de gândit, nu numai de spus farmacie, fiindcă aceiași farmaciști, posibil, se împotrivea, spune, mă scuzați, voi încălcați regimul sanitar epidemiologic, voi încălcați normele sanitare pentru cei care activează acolo, cei care vin acolo. Deci, asta nu este pur și simplu și așa de ușor. Deci, lucrurile astea trebuie foarte bine de gândit, cum de făcut, cum ar fi chiar și de stimulat, de pregătit inclusiv și populația, fiindcă la ziua de astăzi, elaborarea unui document, și cum a spus colegul meu, că normele bune din 93 și astăzi încă nu funcționează. Nu sunt implementate, lumea nu știe. Deci este nevoie de o companie masivă în privința asta, ca oamenii până la urmă să înțeleagă că să nu le arunce undeva, că asta îi dăunează nouă înșine. Foarte mult și noi dar nici nu știm măcar. Ele trebuie colectate. Deci legea probabil are nevoie de prelucrare numai de
examinare detaliată, nu numai dintr-un punct de vedere a cuiva, dar aici de implicați toți factorii în comun ca să iei o decizie foarte corectă, să nu avem probleme ulterior, că nu poate fi implementată cum a spus dumneavoastră, sau realizată. Deci să fie numai pe hârtie. Spuneți, vă rog, de ce, noi, de ce trebuie să mai avem noi nevoie? Că dumneavoastră ca specialist, da? Și spuneți cu încredere că în instituția dumneavoastră cunoașteți foarte bine și vedeți cum merg medicamentele, expiră termen. Sunteți un specialist, înseamnă așa, un profesionist bun, așa? De ce noi nu avem mai sus, așa, profesioniști ca să gândească ce să facă? Pentru că sunt obligați conform legii. Însă, eu am o propunere după emisiunea de azi. Toți cetățenii din Republica Moldova să-și pună medicamentele într-o pungă și să-l duc în curtea Ministerului Sănătății. Da. Pe pragul Ministerului Sănătății, da. Și să rezolve Ministerul Sănătății această problemă. Eu aș spune altfel pe treaba asta. Eu, de exemplu, mâine îmi duc punga deci, mea acolo, că eu nu știu unde să o las. Deci, când la noi se ajunge de implementarea unor practici, hai să spunem, europene, simplu, o problemă care ne-a afectat pe toți noi, legea egalității minorităților, da? Care cu homosexuale, eu a fost pur și simplu implementată fără a întreba, că dumneavoastră a spus că avem nevoie de timp. Dar până ce nouă timp? Dar că eu luat o lege din stânga și o pus-o în dreaptă. Ce e problemă de luat legea dată dintr-un stat în care deja e funcționează și să o pui la noi? Dar noi de fiecare dată ajungem, nouă ne trebuie timp, mai trebuie de pus un specialist, trebuie să mai dai cineva bani. De fiecare dată noi cătem, singuri noi, nouă ne cătem niște pretexte de spălat. Dar noi nu ne dăm seama, timpul trece, în natură ele se schimbă, deci, dacă legea, agenții toxici lucrează. Dacă și noi așa o lege simplă... Vreau să întreb pe domnul Arteni, și dumneavoastră sunteți medic, nu? Da. Ce se întâmplă acum cu niște situații când te îmbolnăvești? Medicul habar nu are ce cu diagnoza aceea și ne pune viroză. Dar poate asta e din motivul că noi am inhalat atâtea sute de toni de agenți toxici. Întrebarea dată eu să o abordez în alt mod. Dacă 10-15 ani în urmă noi puteam lua un manual în care, de medicină, în care e scrisă o patologie simplă, o viroză, o reacție alergică clasică, cum e de curge, și vedeai pacientul și ea 90% coincidea. Așa, acum nu coincidea. Păi actualmente, că uitați-vă chiar asta vară, problema care este cu ambrozia, cu alergie de la ambrozie. Păi stați-o leacă, ambrozia toată viața au crescut pe teremul Moldovei. Și nu era atât de alergic. Nu e rezultatul acestor 15 ani care noi am neglijat? A o constelație de factori care sunt alimentare, apă potabilă, viața de zi de zi, aceleași aruncate, gaze de pesticidele aruncate din pământ și toate lucrurile astea au ajuns. Și noi pe urmă ne o țară agrară și noi ne mirăm de ceea ce avem. Păi ceea ce pui în pământ, ce peste un an de zile funcționarii instituțiilor care trebuie să rezolve niște piața politici și să facă niște mecanisme, trebuie să muncească, dar să nu facă business din funcția pe care este un business face. Care achite, sunt fier convins, sunt achitați un șir de funcționari publici, se închide ochii asupra problemei. Marea majoritate a miniștilor, șef direcții și tot ce dorești și apropo, zici că noi căutăm mecanisme, oameni buni. Studiați organigrama oricărui minister și acolo o să găsiți și politici noi, și nanotehnologii, și relații internaționale, ce dorești, și toate funcții vacante, nu-s acolo, lumea este. Care nu bani se lucrează, și nu, fac nimic, așa, nu e se adevărat. Lucrează. De ce? Pentru că puterea până la ziua timpul independenței, la ziua de azi a fost pe așa principiu. O acces la putere, o îmbogățit părinții, bunei, soacrele, numai nu pe dânși, pe dânși nu scriu nimic. Așa? Și știu un timp oarecare, ei trăiesc în chirii și se primblă cu mașinile nu știu cui. Asta e realitatea. Dar, vă zic încă o dată, legislația prevede tot. E trebuie îndeplinită. Un stat dacă... care se gândește la sănătatea poporului și a copilului este un stat care se respectă. Păi statul nostru nu se gândește la sănătatea nici a copilului, nici ca să îndeplinești legislația, trebuie să duc capul. Avem o opinie, chimist de la Academie, de la Universitatea Agrară și vă rog frumos să puneți acest video. Care este impactul medicamentelor care ajung în pământ? În genere, în Republica Moldova, gestionarea deșeurilor este un lucru care lasă de dorit. Prin legea numărul 209 din 2016 sunt stipulate regulamente de gestionare a deșeurilor provenite din
medicamente și sunt, în genere, avem mai multe tipuri de deșeuri, inclusiv deșeurile medicale. Sunt deșeuri farmaceutice, expirate sau nefolosite, care au un impact destul de mare asupra calității apelor, asupra calității solurilor, dar în primul rând asupra sănătății populației. De aceea ar fi foarte necesar ca cei care comercializează, atunci când avem procedurile de obținere autorizației de funcționare a unei unități farmaceutice, să se stipuleze și gestionarea produselor sau medicamentelor nefolosite. Noi în farmacii avem o sumedenie de substanțe periculoase pentru componentele de mediu, pentru apă, pentru aer, pentru sol, pentru sănătatea populației. Ce afectează în primul rând medicamentele aflate în pământ? Acele medicamente care sunt importate sau acele medicamente care sunt sub formă de deșeuri, la împachetare, ambalajele, toate sunt surse de poluare pentru componentele de mediu. Toate medicamentele expirate sunt sursă de poluare. Asta a spus doamna Valentina Andriucă, doctor conferențiar, de șef catedra agroecologie și știința solului de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Și acum vreau să vedeți, dragi telespectatori, ce se întâmplă, de exemplu, în Italia cu medicamentele care oamenii le iau de acasă și sunt obligați să le ducă în farmacii. Am revenit în studio. Domnul Cojocaru, cât este de complicat ca să avem și noi așa ceva? Asta este componentul, să spun eu, de marketing financiar. De momentul în care cetățenii Republicii Moldova vor fi informați că sunt obligați, va fi indusă cultura dat, să ducă la reciclare, automat scad vânzările prin farmacie și nimeni nu e cointeresat în asta. Dacă noi să căutăm bine, fie un funcționar public, el este fondatorul sau este printr-o oarecare, printr-o rudă legat de un depozit farmaceutic. Deci omul când ați ducă la mare, el n-ați gândească de două ori, să iei preparatul ăsta sau nu, cu ulterior el ar trebui să-l ducă la reciclare. Că dacă el găsește, dacă noi facem un mecanism complex, el găsește în urna de cu noi neautorizat, el ați primească o amendă. Deci e partea financiară. Ai cumpărat mai mult, mai mulți bani îți vin în buzunar. Putem face o analiză mai simplu. Uitați-vă în vamă cu cât este importat preparatul și cât procent i s-a adăugat ulterior că dus și vândut în farmacie, că el a trecut vreo 3 ori pentru ei. Depozit fiecare și-a pus de supra câte un 12-18%. Capitolul dat este sensibil pentru cei foarte care deja sunt implicați în practica de vânzare medicamente. Foarte sensibil și trebuie să fie acțiuni întreprinse urgente, pentru că nu se știe cine va se întâmpla cu noi peste jumătate de an sau după iarnă, după ce se topește zăpada. Domnul Arteni, dumneavoastră ce părere aveți? Eu... Și personală ca cetățean și în calitate de medic. Avem noi acum urmări? N-avem? Și ce trebuie conștiința omului, măcar, ca să nu le aruncăm aiurea în pământ? Deci, la ziua de astăzi, urmările la sigur sunt, dar ele nu sunt constatate, nu sunt fixate de cineva. Fiindcă preparatul medicamentos, de moment când este cu termenul expirat, l-a utilizat un pacient, admitem, el este preparatul respectiv supus diferitor modificări fizico-chimice, nu se știe
Deja ce schimbări a suportat? Au apărut produși toxici mai pronunțați și fiind utilizat de pacient, respectiv o să avem și o clinică cu totul diferit, care deseori noi nu putem stabili care ar fi motivul. Deci asta este în detrimentul pacientului. Iată, noi suntem pe final deja, nu, îmi pare foarte rău. Eu aici n-aș fi vrut ca să ne concentrăm, ca să strângem aceste sau să colectăm aceste preparate. Ne-am orientat mai mult spre aceea că pacientul se procure acele medicamente, să le utilizeze și nu avem aceste deșeuri. Așa, și acest aspect trebuie să ar fi un aspect primordial. Celălalt, în caz că într-adevăr apar, atunci, da, ele trebuie să avem și a doua variantă. Deci, decolectarea preparatelor acestea care ele undeva au fost tocate și neutilizate. Așa. Dar prima ce ar fi, eu o văd invers, ca noi să instruim pacientul, să-l familiarizăm că ceea ce se prescrie să utilizeze și să și nu să avem nu excesul acesta de așa. Și cred că cu domnul Prohnițchi împreună vom cere populației noastre nu arunca medicamentele expirate la gunoi. Așa? Corect. Și introduceți educația ecologică în școală, care s-au opus și Maia Sandu și Corina Fusu și toți, cu înverșunare. Asta fie. De ce? Pentru avem că nevoie de o educație ecologică. Ecologică la toate nivelele, inclusiv și medicii, zici de preparate. El trebuie corect, o sistemă bine gândită. Se informează pacientul. Uite, dacă îți rămâne, faci asta. Exact. Nimeni, niciun medic nu zice nimic. Vă mulțumesc tare mult. Eu sper că de azi înainte niciun cetățean al Republicii Moldova nu va arunca un medicament la gunoi fără ca să se gândească și fără ca să ia o atitudine, pentru că de aceasta depinde sănătatea noastră și viitorul, un viitor frumos și într-o Moldovă cu o ecologie exemplară. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept marți la ora 19, pentru că ziua de vineri am cedat o emisiunii Crește Mari și Sănătoși, dar ne vedem o dată pe săptămână la ora 19. La revedere!